Doamnelor și domnilor, se intonează imnul de stat al României. Tuturor. Numele meu este Ion Pleșu și sunt președintele Asociației Împreună pentru Padeș. Astăzi este despre școală, despre copii. La activitatea noastră de astăzi sunt prezenți invitați de seamă ai Gorjului. Avem onoarea și deosebită plăcere să anunțăm prezența domnului prefect al județului Gorj, domnului deputat al Dan Vulceanu, domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, Gheorghe Nichifor, domnului Nicu Davițoiu, domnului primar Antonie Serafim și deosebită onoare pentru domnul președinte al Comitetului de Organizare și Desfășurare a Activităților Jubiliare, profesor universitar dr. Dan Ilie Mureca, președintele Fundației Tudor Vladimirescu. Prorector al Universității Libere Internaționale din Republica Moldova și președintele Institutului de Analiză, Investigații și Politici Publice, Gorj. Părinte, începem cu o rugăciune. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea, slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamnelor și domnilor, are cuvântul domnul profesor universitar dr. Dan Ilie Mureca, președintele Comitetului de Organizare și Desfășurare a Activităților Jubiliare, satul Padeș, 555 de ani de atestare documentară. Este o mare satisfacție pentru noi să ducem pe mai departe idealurile înaintașilor noștri cu convingerea că fiii și fiicele noastre vor trudi la un viitor mai bun. Topoarele din piatră, descoperite la Padeș și în împrejurim, ne dovedesc istoria noastră încă din paleolitic, iar unele obiecte găsite aici de arheologi probează istoria noastră din neolitic, perioada străveche a omenirii. Aici a existat, în perioada cetodacică, o cetate cetică atestată în primele secole ale erei noastre, dar istoria modernă a României a început la 1821, când de aici, din câmpia Padeșului, Tudor Vladimirescu, vătaf de plaia acestei zone, Cloșani, Padeș, Baia de Aramă, a organizat prima adunare a norodului, unde a rostit proclamația de la Padeș, primul document al noii orânduiri. Așa a început Revoluția de la 1821, unde Tudor Vladimirescu a fost recunoscut ca prim domnitor al României. Pădeșenii au participat mai târziu la Revoluția de la 1848, în armata condusă de generalul Gheorghe Magheru, apoi la războiul de independență din 1877 și foarte mulți din ei au participat la cele două războaie mondiale. În semn de respect față de eroii Padeșului, în 1996, când eram prefectul județului, am ridicat monumentul eroilor, am reparat monumentul lui Tudor Vladimirescu și l-am împrejuit cu gard. În 2003, ca ctitor al Bisericii Padeș, am sfințit cu cei din Padeș noua biserică, iar în perioada 2006-2013 am sprijinit efectiv comuna în finanțarea proiectelor de alimentare cu apă, asfaltarea tuturor satelor din comună, a reparării bisericilor din Cloșani,
Motrusec și Călugăren, precum și a școlilor și altor proiecte. Padeșul, de-a lungul timpului, a dat oameni de valoare în administrația locală la nivelul județului, la nivelul diplomației și administrației centrale. N-aș vrea să mă refer la toți, pentru că timpul nu-mi permite, dar aș vrea să scot în evidență pe arhitectul șef Balușin, care a realizat acest monument la care noi participăm astăzi și este o mândrie pentru noi toți. Fostul primar Gheorghe Moriga, care 27 de ani a contribuit la dezvoltarea acestei comuni, de asemenea a avut un ambasador în Republica Federală Germania, cum era înainte de 1990, și ministru al construcțiilor de mașini Ion Moriga și mulți alții, și rog să fiu scuzat dacă nu m-am referit la toți. Adresăm rugămintea domnului Ciprian Florescu, prefectul județului Gorj. Te-a luat cuvântul. Domnule președinte al Fundației Tudor Vladimirescu, domnule primar al comunei Padeș, stimate oficialități, dragi invitați, doamnelor și domnilor, locuitori ai comunei Padeș, dragi copii. Suntem într-un loc încărcat de istorie, într-un moment încărcat de istorie, și asta ne face să ne gândim cu mândrie la tot ceea ce a însemnat România din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. Când mă refer la această istorie, mă gândesc la vârsta de 555 de ani, ceea ce înseamnă atestare documentară a satului Padeș, o vârstă, așa cum spuneam, cât o istorie, o istorie care dovedește cu vârf și îndesat că poporul român este bine înfipt prin rădăcinile sale în pământul strămoșesc. Vreau să vă felicit, domnule președinte Dan Ilie Moriga, stimate autorități locale, pentru faptul că de fiecare dată când vine vorba de a celebra, de a sărbători evenimente, momente, personalități istorice, faceți tot ceea ce este posibil ca istoria să nu fie uitată. Doamnelor și domnilor, Parlamentul României este prezent pe Câmpia Soarelui, de la Padeș, prin domnul deputat Dan Vulceanu, care adresăm rugămintea să ia cuvântul în continuare. Vă mulțumesc pentru invitație, domnule primar, domnule președinte Moriga, domnule prefect, domnilor comandanți, doamnelor și domnilor. Este o bucurie să particip la un eveniment la care copiii sunt în prim plan. Eu astăzi despre asta vreau să vorbesc. Vreau să le transmit copiilor vacanță plăcută, a venit vacanța mare, să le spun să-i felicit pe cei care au luat premii anul ăsta, și celorlalți să le spun să fie mai ambițioși și să-i prindă pe ceilalți, să ia și ei premii, să felicit cadrele didactice, părinții, pentru modul în care se implică în educația copiilor, pentru că viitorul României nu poate fi decât strânsă legătură cu educația. În final, doresc să transmit felicitări și la mulți ani tuturor locuitorilor comunei Padeș pentru împlinirea 555 de ani de documentare istorică. Mulțumesc! Fiindcă suntem într-un an istoric, în centenarul Unirii și în jubileul aniversării a 555 de ani de atestare documentare a satului Padeș, rugăm pe domnul profesor Gheorghe Nichifor, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj și vicepreședintele Asociației Istoricilor din România, să ne facă o scurtă evocare istorică a personalității lui Tudor Vladimirescu aici la Padeș. Nu o să fac evocarea personalității istorice a lui Tudor Vladimirescu decât tangențial, pentru că iată, foarte frumos, la interval mic de tot, s-au suprapus aproape două evenimente importante, și anume acel omagiu pentru Tudor Vladimirescu și iată 555 de ani de la atestarea documentară a localității dumneavoastră, a localității Padeș. O să încerc să fac un recurs la istorie și să evidențiez câte ceva din contextul acelui 1463, când într-o zi
de noiembrie se redacta un document, atenție, suntem în urmă cu 555 de ani, se redacta un document, o hotărnicie, prin care erau amintite și două persoane de la Padeș, Dadul și Mihai, care semnau acest document din vremea respectivă. Asta nu înseamnă că înainte de 1463 nu a existat istorie aici la Padeș. Deja domnul președinte Dan Ilie Morega v-a spus câte ceva de mărturiile foarte vechi și a mers pe undeva pe la istoria topoarelor de piatră, care înseamnă comuna primitivă, descoperite într-un punct arheologic extrem de important pe harta arheologică a României, este vorba de la Morminți, de la Călugăreni, ca și celelalte vestigii vechi, s-a amintit aici de cetățuia dacică și de către toate celelalte. E bine, cercetările istoricilor au în vedere că până prin veacul al XVI-lea a existat viață istorică acolo la Călugăreni. Asta înseamnă că, iată, se face legătura direct cu acel 1463 despre care vă vorbeam. Prima parte a activității noastre se va încheia cu cuvântul oficialității locale, a Consiliului Local, reprezentat de vicepreședintele primăriei Padeș și de către domnul primar Antonie Sevarafim, care ne va adresa câteva cuvinte. Domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, domnule prefect, domnule inspector general, domnule profesor universitar dr. Dan Ilie Morega, cetățean de onoare al comunei noastre, domnilor comandanți, dragi elevi, stimați locuitori ai comunei Padeș. Ca primar al comunei Padeș, am tratat cu viu interes împlinirea 555 de ani de existență documentară a satului Padeș, parte componentă a comunei. Sărbătorirea acestui eveniment astăzi, parte integrantă dintr-un amplu program la care primăria și Consiliul Local a subscris, până la sfârșitul anului se înscrie în contextul acțiunilor dedicate sărbătoririi a 100 de ani de la Marea Unire înfăptuită la Alba Iulie în 1918. Padeșul este o străveche localitate documentat prin obiecte arheologice descoperite de arheologi încă din cele mai vechi timpuri ale vremurilor noastre. Dar adevărata istorie pentru satul Padeș, deosebit de importantă și pentru comună, este începutul istoriei moderne a României, respectiv proclamația de la Padeș din 1821, a marcat începutul revoluției lui Tudor Vladimirescu, determinată de nemulțumirile fanarioților, turcilor, dar și boierilor de la acea vreme, care făcuseră soarta românilor extrem de grea. Pădeșenii împreună și cu ceilalți locuitori ai satelor, ce aparțin de comuna Padeș, au participat mai târziu împreună la evoluția deosebit de importantă din istoria neamului, cum ar fi la revoluția de la 1848, războiul de independență de la 1877 și cele două războaie mondiale unde mulți din locuitorii Padeșului s-au jertfit pentru a ne fi nouă mai bine. Au trecut 2 ani de când sunt primar și cunosc foarte bine problemele din această comună. Prioritar pentru noi este în această comună apa, rețeaua de apă, școlile și infrastructura rutieră. Aici vreau să vă spun că pentru școli am semnat 2 contracte de finanțare care vor intra, sunt în procedură de achiziție, școala Padeș cu 18 miliarde de lei și școala Cloșani, urmând ca celelalte școli să le introducem pe noi proiecte de reabilitare. Referitor la apa din rețeaua de apă din comună, vreau să vă spun că avem un proiect aprobat, semnat contract de finanțare de 150 de miliarde de lei vechi, fiind tot în procedură de licitație și deja noi lucrăm la o rețea de apă în satul Apa Neagră. Proiectul este, se referă la înlocuirea conductei de azbociment pe întreaga comună. Vreau să felicit cadrele didactice pentru munca depusă în învățământul școlar, să felicit
acești minunați elevi și pe cei premianți și pe cei care vin din urmă să prindă aceste premii, să le urez o vacanță plăcută, iar dumneavoastră să vă mulțumesc că ne-ați putut aloca din timpul dumneavoastră câteva momente la această sărbătorire. Din partea societății civile, Romulus Modoran, se pregătește grupul vocal Roa Cloșani. Astăzi am ajuns aici acasă când simt un dor, dar nu de un suflet, ci de un loc, de o poveste. Închide ochii și cu un suflet ai să-ți dai seama unde este. Chiar dacă te desparte de locul acesta unde e bine, cu cât el ești mai departe, cu atât îl simți mai mult în tine. Te bucuri că ai ajuns aici și crezi că viața e frumoasă, dar toate spar atât de mici atunci când te întorci acasă. De acolo ai plecat cu un gând că lumea vrei să o cucerești, dar să te întorci din când în când ca să dai seama cine ești. Susa multe traienice, dorul umil va destinge. Susa multe traienice, dorul umil va destinge. Dorul eu și-a luna nă, arde cât o fi lumea. Dorul eu și-a luna nă, arde cât o fi lumea. Ansamblu Roa, lăsăm
școala Motrusec, pentru că este în spatele nostru aici, cu momentul lor poetic și cu cântecelele, după care frumoasele de la Padeș. Dragul mi să merg la coasă, când e vremea răcoroasă, atunci coasa ta e bine, aș întrece pe oricine. Că atunci coasa ta e bine, aș întrece pe oricine. Dragul mi să merg la lucru, când afară cântă cucu, și să-mi aducă măicuța de mâncare cu plăsuța. Și să-mi aducă măicuța de mâncare cu plăsuța. Dragul mi să merg la nuntă, unde lăutarii cântă, și mi-e drag să văd la nuntă muzică și lume multă. Și mi-e drag să văd la nuntă muzică și lume multă. Noi suntem de la Cloșani, unde acum sute de ani Tudor cu pandurii lui băteau drumul plaiului. Tudor cu pandurii lui băteau drumul plaiului, bă! Tu ești Mircea? Da, împărate. Am venit să mi te închinde, nu schimba ta coroană într-o ramură de spini. Orice gând ai, împărate, și oricum vei fi sosit, cât suntem încă pe pace, eu zic, bine ai venit. Despre partea închinării, însă, Doamne, să ne ierți, acum vei vrea cu asta și război ca să ne cerți. Ori vei vrea să faci întoarsă de pe acum a ta cale, să ne dai și nou un semn de mila măriei tale. De-o fi una, de-o fi alta, ce e scris și pentru noi de pace, de război. Cum? Când lumea mea deschisă, a privi gândești că pot ca întreaga liotmanul să se împiedice de-un ciot? O, tu, nici visezi, bătrâne, câți în cale mi s-au pus. Toată floarea cea vestită a întregului apus. Tot ce stă în umbra crucii, împărași și regi, se adună să dea piept cu uraganul ridicat de semilună. S-a îmbrăcat în zale luci, cavalerii de la Malta, papa cu a lui trei coroane, puse una peste alta. Fulgerele adunate au contra fulgerului care, turbarea furtunoasă, au cuprins pământ și mare. N-au rămas decât cu mâna, orică ochiul semna face, și apusul își împinse toate neamurile încoase. La Nicopole, văzând ai câte tabere s-au strâns, ca să staie mie în cale zidurile înfrâns. Când văzui alor mulțime, câtă frunză, câtă iarbă, cu o ură neîmpăcată, în șoptie atunci în barbă, se trec falii peste dâns și fără păs, din prisolul de la Roma să dau calului o văs. Mulțumim foarte mult, dragi elevi! Vom continua activitățile după mânarea diplomelor de onoare. Continuăm cu festivitatea de premiere. Domnul profesor universitar Dr. Dan Ilie Morega va mâna diplomele de onoare ocazionate de jubileul Padeș 555 de ani de atestare documentară. Vă mulțumesc. Noi, de fapt, avem mult mai multe diplome. Avem pentru elevi, avem pentru o parte din cetățenii de seamă de la nivelul localității noastre, dar avem și aceste diplome de onoare pentru autoritățile județene în principal, chiar și locale, care sunt convins că se vor lega mai mult de localitatea noastră și vor primi mai mult sprijin. Adică vor onora și dumnealor cu ceea ce se cuvine pentru Comuna Padeș și pentru satul Padeș. Înmânăm diploma de onoare domnului prefect al județului Gorj, Ciprian Florescu. Înmânăm diploma de onoare domnului deputat Dan Vâlceanu. O ia primarul că face parte din aceeași brigadă, adică să nu zic partid. Înmânăm diploma de onoare domnului vicepreședinte al Consiliului Județean și vicepreședinte al Asociației Istoricilor din România, domnului profesor Gheorghe Nichifor, cu mulțumire de rigoare. Înmânăm diploma de onoare domnului profesor Ion Ișvan, inspector general școlar, are inspectoratul județean școlar, cu rugămintea să scrie mai mult școala Padeș și să dezvoltăm o serie întreagă de profesie și meserii
și împreună cu Consiliul Local să găsim soluții ca să putem să încadrăm tinerii aici și să nu mai plece în altă parte. Mulțumesc mult, domnule președinte. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc mult. Și eu vă mulțumesc. Mai avem diplome de onoare, dar știți cum e, nu ne-au onorat. Pentru deputați, un deputat de la PSD pentru domnul Weber și domnul Cârciumaru, care mi-au spus că sunt ocupați la Parlament, le vom înmâna cu altă ocazie și în același timp avem și pentru președintele Consiliului Județean, Cosmin Popescu, diplomă de onoare, care eu înmânez domnului vicepreședinte Nichifor să-i o dea din partea noastră. Pe Cosmin Popescu l-am făcut mai roșu. Da. Și nu în ultimul rând, lui Cristi Pora, director coordonator al școlii Padeș, rugându-l să depună mult mai multe eforturi pentru bunul mers al școlii și să dea cât mai mulți și buni elevi pregătiți să conducă nu numai la nivelul localității o sendraie de activități, dar așa cum au demonstrat pădeșenii și la nivel național și în alte instituții centrale. Vom înmâna și diplomele de merit pentru elevul anului. Ionica Ianis Raul, școala gimnazială Padeș. Luca Bianca Andreea, școala gimnazială Padeș. Gavrilescu Alexandra Andreea, școala gimnazială Călugăreni. Pora Andreea Natalia, școala gimnazială Călugăreni. Pitica Camelia Patricia, școala gimnazială Mătrusec. În continuare, primirea va fi efectuată de către domnul primar Antonie Serafim. Eu aș vrea să mai fac o mențiune și rog primăria, Consiliul Local, împreună cu școala, să se gândească la doi absolvenți de liceu și le ofer gratuit urmarea unei facultăți în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova. Indiferent că vor numai licență, dacă vor și masterat, totul va fi gratis. Dragescu Miruna Cristina, școala gimnazială Mătrusec. Pora Viviana, școala gimnazială Padeș. Bobei Ionuț Cristian, școala gimnazială Padeș. Stanciu Denisa Roxana, școala gimnazială Padeș. Drăghescu Denisa Ionela, școala gimnazială Padeș. Didea Elena Dionisia, școala gimnazială Mătrusec. Și Lungunescu Melania Petruța, școala gimnazială Mătrusec. În continuare vom trece la premierea profesorului, am spus noi, anului. Vom premia excelența în educație pe raza Comunei Padeș, chiar dacă în anumite medii au apărut critici de une atâta excelență în Padeș. Ori noi știm că de 2000 de ani, mintea copiilor nu este un vas pe care să o umplem cu învățătură, ci un foc pe care doar să-l întreținem. Și noi tocmai asta facem astăzi, cu o diplomă, o felicitare și o carte. Vrem să întreținem viu interesul copiilor pentru școală și al dascălor pentru educație, în așa fel încât să le putem oferi nu numai un drum în viață, ci un orizont întreg dacă s-ar putea. Deci diploma de excelență profesorul anului 2017-2018, domnul Cioflan Nicolae, școala gimnazială Mătrusec.
Doamna Drând, Victoria, Școala Gimnazială Modrusec. Văduva Luiza Adela, Școala Gimnazială Padeș. Corlan Liviu, Școala Gimnazială Padeș. Ecobici Cristina, Școala Gimnazială Călugăreni. Suhașu Antonella Adriana, Școala Gimnazială Mătrusec. Nu este, rămân pe masă. Blendea Liliana, Școala Gimnazială Padeș. Și Olteanu Ionela, Școala Gimnazială Călugăreni. Domnul director Pora Constantin, la a doua premiere, domnul director, diplomă de excelență, profesorul anului 2017-2018. Dacă avem elevi de nota 10 și profesori de nota 10, cu siguranță găsim pe raza Comunei Paze și învățători de nota 10. Comitetul de organizare jubiliară decernează diploma de excelență învățătorul anului, domnului Popescu Viorel, Școala Primară Apa Neagră. Șalapa Claudia, Școala Gimnazială Padeș. Păun Marina, Școala Primară Cloșani. Diploma de excelență educatorului anului, Poamă Ionela, grădinița Mătrusec. Doamna Ștefănescu Doina, grădinița Văieni. Doamna Răuța Ana Mirela, grădinița Călugăreni. Acum acordăm diplomă de excelență foștilor profesori și directori pe raza Comunei Padeș, și anume domnului Baloșin Constantin, profesor la Școala Gimnazială Padeș. Domnului profesor Blatiloveanu Gheorghe, Școala Gimnazială Padeș. Domnului profesor Ularu Vasile, Școala Gimnazială Călugăreni. Domnului profesor Mărgulescu Constantin, Școala Gimnazială Mătrusec. Domnului profesor Popescu Constantin, Școala Gimnazială Cernasat. Toți foști directori pe raza Comunei Padeș. Și pentru excelența în sport la domnul profesor aici. Se mai acordă diplomă de excelență doamnei profesor Sarcină Carmen Felicia, Școala Populară de Artă, coordonatoarea grupului vocal ROA. Și tot pentru grupul ROA din Cloșani acordăm o diplomă de excelență, care o mânăm tot doamnei sau și a grupului. Grupul vocal Bordeașul, Baia de Aramă, condus de doamna Georgeta Corlan. Îmi cer scuze, am sărit o doamnă, fost director, doamna Băloi Angela, Școala Gimnazială Mătrusec. Îmi cer mii de scuze. Bine. Vă mulțumim frumos tuturor și să facem în așa fel încât rezultatele școlare pe 2018-2019 să fie mult mai bune și mult mai mulți copii să poată fi premiați de către Fundația Tudor Vladimirescu Târgu Jiu, Asociația Împreună pentru Padeș, Primăria și Consiliul Local Padeș. Da!
marelui dor Tudorel, dragul mamei Voinicel, de cum mama ți-ai lăsat și Olten ți-ai adunat, pe ciocoi să-i prinzi în gheară și să alungi grecii din țară, mult la față te-ai schimbat și mi te-ai întunecat. Spune, maică, ce te doare că m-oi face vrăjitoare? De alea să te descânzi să calci vesel pe pământ. Ale-i, maică, ale-i, dragă, curând visul mi-l dezleagă, că știi, maică, am visat bușduganul mi-l fermat, sabia cea bună nouă am visat-o ruptă în două, pușca mea cea ghintuită am visat-o ruginită, maică, pistoalele mele le-am visat fără de oțele, și să știi că am mai văzut șarpe galben prefăcut, el purta coarne de țap și cu creastă roșie în cap, el avea ochi vânzători și cu grai lingușitor. El mă tot ruga mereu să mă duc la cuibul său. Ba ferească Dumnezeu, să nu te duci, fătul meu, că acel șarpe veninos e vreun dușman ticălos, vreun hoț volintiraș și la inimă vrăjmaș. Maică, măiculița mea, cum să scap de cursarea, căci un glas prezicător îmi tot spune că o să mor. Dar să mor, drăguțul meu, facă ce-ar vrea Dumnezeu, dar să știi tu de la mine că un român voinic ca tine, până ce cade, până ce moare, calcă șerpi în picioare, căci de un șarpe înveninat îi se iartă un păcat. Tatăl meu n-a fost oricine, că m-a învățat dansul bine, că m-a învățat dansul bine, hei, nana, hop, hop, dansul-i fala muntelui, eu-s fala teicuțului, eu-s fala teicuțului, hei, nana, hop. Tatăl meu n-a fost oricine, că m-a învățat dansul bine, că m-a învățat dansul bine, hei, nana, hop, hop, dansul-i fala muntelui, eu-s fala teicuțului, eu-s fala teicuțului, hei, nana, hop. Joacă tata lângă fată, parcă m-ar suci odată, mama joacă lângă noră, hai lume la horă. Joacă tata lângă fată, parcă m-ar suci odată, mama joacă lângă noră, hai lume la horă. Tata pe la hor prin sat, bala lăutare-o dat, bala lăutare-o dat, hei, nană, hop, hop, e să cânte mai cu foc, și eu lângă el să joc, și eu lângă el să joc, hei, nană, hop. Tata pe la hor prin sat, bala lăutare-o dat, bala lăutare-o dat, hei, nana, hop, hop, e să cânte mai cu foc, și eu lângă el să joc, și eu lângă el să joc, hei, nana, hop. Joacă tata lângă fată, parcă m-a suci odată, mama joacă lângă noră, hai lume la horă. Joacă tata lângă fată, parcă m-ar suci odată, mama joacă lângă noră, hai lume la horă. Acum cum sunt copii de școală, mă joacă tata în poală, mă joacă tata în poală, hei, nana, hop, hop, când o-i fi la rând și eu, joc și eu copilul meu, joc și eu copilul meu, hei, nana, hop. Acum sunt copil de școală, mă joacă tata în poală, mă joacă tata în poală, hei, nana, hop, hop, când o-i fi la rând și eu, joc și eu copilul meu, joc și eu copilul meu, hei, nana, hop. Joacă tata lângă fată, parcă m-a suci odată, mama joacă lângă noră, hai lume la horă. Joacă tata lângă fată, parcă m-a suci odată, mama joacă lângă noră, hai lume la horă. Jucăm dansul ca la munte, cu sârbe și hore multe, cu sârbe și hore multe, hei, nana, hop, hop, că așa e la noi în sat, când e omul supărat, când e omul supărat, hei, nana, hop. Jucăm dansul ca la munte, cu sârbe și hore multe, cu sârbe și hore multe, hei, nana, hop, hop, că așa e la noi în sat, când e omul supărat, când e omul supărat, hei, nana, hop. Joacă tata lângă fată, parcă m-ar suci odată, mama joacă lângă noră, hai lume la horă. Joacă tata lângă fată, parcă m-ar suci odată, mama joacă lângă noră, hai lume la horă! Aranjaș, poalile,
Thank you.